Trebuie să și explica templul tău în vremea patimii și așa unul era ipostasul tău în vremea patimii. Și așa unul era ipostasul Dumnezeirii și al Duhului tău, că în amândouă unul ești Fiul și Cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu și Dumnezeu. Slavăție Dumnezeului nostru, slavăție! Greșeala lui Adam, cea ucidătoare de om, iar bun ucidătoare de Dumnezeu, că deși a potrivit firea trupului tău celui de tărână, Dumnezeirii a rămas fără de patimă, căci stricăciunea cea din tine ai prefăcut-o într-o nestricăciune și dintr-o înviere ai arătat izvorul vieții celei nestricăcioase. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Părăsita iadului